Vă salut, băieți, și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Astăzi filmăm cu un prieten de-al meu. Vă salut. Pe nume Alvin, pe mine mă cunoașteți, Ionuț Tuc. Cu al lui 540i, da, este modelul exact ca și al meu, G30, pachet M, 3 litri benzină. Dar ce are el mai special? Are acest colant portocaliu. Foliată la ProRap în Timișoara, la Marius. Da. Super de treabă, băieții, și recomand. Da, deci ProRap am foliat și eu E92-ul și fostul E60 pe care l-am vândut. Spune de ce ai ales, Alvin, G30 și de ce 3 litri benzină? Că multă lume și a diesel și mai ales 2 litri diesel, care după părerea mea este chiar foarte slab. O să încep. Spune-mi prima dată ce mașină ai avut înainte de acest G30. Cu asta voiam să încep. Am avut un BMW seria 3, 320 diesel F30 din 2013. Am vândut acea mașină și am căutat tot un seria 3, 3000 benzină, 340i, dar îmi depășea puțin bugetul alocat și m-am reorientat spre seria 5. Nu am vrut diesel. Oarecum tatăl meu a încercat să mă convingă să merg pe partea de benzină, pentru că sunt motoare mult mai rafinate. Eu am vrut ceva cu o putere mai așa mare, la fel. Da, mai da, distractivă mașina. La benzină ai și sunet și plus că în viitor apropiat o să se interzică motoarele diesel în orașele mari și aglomerate. Da, la noi în România nu se știe când, dar o să se interzică oricum. Am gândit-o pe termen lung pentru că vreau să țin mașina. Da, da. Plus minus 4 ani. Am înțeles că ai instalat și tu un stage 1, tot la Oradea. Da, am fost la băieții de la A-Team. Un stage 1 la 426 de cai. Da, și newton metru, mai știi cât? 640. 640, ceva de genul. Așa, da, că nu mai știu exact, eu am stage 2. Evacuare de la Remus sau Remus, cum se pronunță corect, nu știu exact, dar din câte am înțeles Remus. Ok, rămâne așa. Dar el nu a mers pe eliminarea catalizatorului, deci nu i-a făcut downpipe cum am eu. O suna mult mai tare, dar se aude frumos. Acum pe filmare nu știu cât de bine se aude, pentru că clapeta de la evacuare se deschide doar pe sport și în timpul mersului. De aceea eu aș fi vrut să se deschidă și pe loc, adică să ai un buton sau o telecomandă sau să fie pe Sport Plus, de exemplu, să o poți deschide și stând pe loc. Da, clapeta este aceeași de pe evacuarea originală, care o ai și tu. Da, în partea dreaptă, care se mută. I-am lăsat o deschisă tot timpul. Pe evacuarea Remus. Da. Dar există și posibilitatea de a înlocui clapeta cu una aftermarket. Da. Clapeta oarecare care o acționezi din telecomandă. Ah, aia da. E bun. Deci ne putem întoarce. Du-te în stânga. Da. Și da. Nu vine nimic acum. Ah, e ok. Așa, grijă la bordură. Super, acum nu știu că ne-am întors cu partea către soare, să lăsăm asta jos, spate. Cred că ne vedem destul de ok, mă bate puțin soarele. Dacă dai focusul pe bluza mea acolo, nu? Da, hai să vedem. Luminează. Ah, ba, uite, vezi? Super. Așa. Deci mașina a avut 340 de cai din fabrică, după cum bine știți. Este destul de tare, dar la un moment dat te obișnuiești cu ea. La fel am pățit și eu. De aceea am optat pentru stage 1 și după aceea pentru stage 2. Da, știu că mulți o să ziceți, păi cum, că stage 2 îi intercooler, filtru, da, dar nu la mașina asta. La mașina asta pur și simplu stage 2. Filtru de aer. Știu că și fără filtru de aer, eu am schimbat și filtru de aer de la K&N, care scoate un sunet mult mai frumos de la turbină, acel fluierat, se zice, sau cum. Da. Whistle, sau... Așa. Și chiar a crescut bine puterea și reacția la pedală, care este foarte brutal. Și acum cu stage 1 recomand, e suficient. Eu zic, mașina se comportă extraordinar de bine.
spațiu, deci acum la o G30 normal, că e vorba aia, îl poți conduce și un director de bancă și un puștan care vrea să se, da, care vrea să se distreze. Acum diferența de vârstă e un pic între noi, adică da, poți să zic că tu ești puștan, el are 20 de ani, eu am 28, 29 acum în mai. Mulțumesc. Mulțumesc la fel. Deci chiar se poate împărți această mașină pe toate categoriile de vârstă, zic eu, adică lejer, cum am eu și copil, poți să pui în spate scaun, are Isofix, deci spațiu, portbagaj, am mers cu el până în Grecia, am avut o grămadă de bagaje, au încăput perfect, sunt foarte mulțumit de mașină. Ce ne mai poți spune, Alvin, de colant, de exemplu, cât a durat până ai colantat-o? Nu mai țin minte exact, undeva la 8 zile. A trebuit să mai duc niște piese, niște lucruri băieților de la ProRap și din păcate am văzut mașina undeva la jumătatea procesului. Îmi dorea mai mult să fie o surpriză. Da. Dar da, probabil mulți ați văzut cum se foliază o mașină, cei care sunteți și pasionați. Dă chiar foarte bine acest portocaliu pe G30. Îmi plăcea și un albastru. Da, eu nu sunt fan albastru. Da, fan albastru. Și mie îmi place portocaliu, de aia am făcut și E92 portocaliu, dar părerea mea personală că culorile mai excentrice, mai aprinse, merg mai mult pe cupeuri și cabrio, zic eu. Da, pe G30 mi se pare că arată bine și acest portocaliu. Eu am mers tocmai opus a ce spui tu. Am spus că mașina mea de fabrică este un gri negru ceva, da, nu știu da, cum da, se numește, da, da, fost înainte. Mașina e foarte plictisitoare, e un sedan, e o limuzină, e o mașină de familie. Da, și a vrut să ieși cu mine, ignorând motorizarea, da, am considerat că asta este, aceasta este scânteia care o scoate din banalitate. Da, și chiar arată bine, că am uitat acum spatele meu, te-am văzut în oglinda retrovizoare și chiar arată super, super cu elemente bine. Negre, cu jante. Da, și face foarte mult farurile cu LED. Au altfel angelizurile față, da, de celălalt. Alalt, dacă îl vezi așa fugitiv din față, duce mai mult a F10. Văd aici trimurile exact așa al meu, așa cu romper, așa imitație parcă de piele de șarpe, sau cum se zic. Fără lumini ambientale. Da, știe. Deci nu vine să cred, 540i fără lumini ambientale. Deci nu are, nu știu că nu poate zice că nu se vede că e ziua, dar nu are lumini ambientale. Da, toți prietenii mei fac mișto de mine și puteți face și voi. Hai, deci nu mai vin să cred, ne-am întâlnit prima dată, că nu are lumini ambientale. Da, chiar nu are. Trebuia să fie pe aici așa. Luminile ambientale. În rest, mașina are dotări destul de multe. Virează și spatele. Soft close. Spune-le urmăritorilor, Alvin, de unde ai cumpărat mașina? După o perioadă foarte lungă de căutări, bun, luăm povestea puțin mai pe ocolite, am căutat un seria 3 F30, 340i, am mers la București să-l văd, toată lumea mi-a spus să nu merg în București să ce motorizare? Mașina. 340i. 340i, da. Deci 320 de cai. 326, da, așa, ceva de genul, da? Am mers să văd, mașina era Lego, efectiv a fost sudată și vopsită și cu stropea și deci eu am plecat de acasă cu gândul că merg să văd o mașină impecabilă. Departe gândul, după care m-am demoralizat, am mers acasă. În fiecare zi din 10-10 minute eram cu butonul de refresh pe mobile de. Într-un final am găsit o mașină, nu aceasta, era albastru, nu știu cum zice codul de culoare, cu interior alb, superbă mașină. Albastru la Indigo, așa închis? Închis, ah, exact. Exact așa a fost așa, deci un exit în Napoleon. Superbă mașină, am vrut să o iau, am sunat, mașina a apăruse de vreo 4 minute, s-a vândut, în 4 minute. Așa bun, și eu după seara vreo 2 săptămâni de, cum îți zic eu, cu refresh pe mobile, te poți întoarce aici. Am găsit mașina asta, m-am uitat așa în mare la ea, aveau trei poze, sau nu, aveau o singură poză postată pe mobile, i-am sunat, mi-au trimis mail cu poza de pe mobile și încă două poze, plus lista de dotări. Am văzut mașina, arăta foarte bine, pozele nu erau foarte clare, am văzut lista de dotări, m-am uitat după chestiile esențiale, eu credeam că virarea spate e ceva fain, dar acum că vreau să las mașina mai jos sau așa, eu mă... Și problemă cu unghiul de unghiul fugă. De fugă, da. Da, în spate. Bun, am găsit mașina, din trei poze am plătit-o, n-am mers să o văd, mi-a venit cu o firmă de transport. Da. Am mers
am luat mașina și am avut surpriza de a vedea că nu sunt luminile ambientale, dar în rest totul decurs super ok. Mașina a fost luată din showroom-ul BMW München. Da. Și cam asta e povestea ei. La fel și eu tot din Germania am cumpărat-o, dar din Stuttgart. Eu nici nu am văzut-o pentru că a fost pandemie și am un prieten foarte bun în Germania pe nume Steffi, pe care o și salut. Știu că o să se uite la acest vlog. Și a mers el, eu am foarte mare încredere în el, am văzut-o, mi-a trimis o grămadă de poze, m-a sunat cu FaceTime, cu cameră, tot am văzut mașina, arăta impecabil, i-am transferat banii, a făcut el plata, mi-a pus-o pe un tir, pe trailer și mi-a dus-o exact până acasă. Și prețul bun, pentru că eu dacă mergeam după mașină, trebuia să stau 2 săptămâni în carantină acolo, plus 2 săptămâni când mă întorceam în țară. Și pe lângă asta trebuia numere? Rost. Exact, numere. Drumul încolo, drumul înapoi. Da, deci benzina autostrăzi. Consumată. Da. Și așa am ieșit undeva cu transport până în oraș 350-370 de euro. Așa, deci am ieșit chiar foarte, foarte bine cu transportul. Și mașina a ajuns în stare perfectă. Ce am vrut să te mai întreb? Am văzut că ți-ai cumpărat și tu jante. Acum jantele care le ai pe mașină sunt de iarnă. Da. Pe cât sunt? Pe 20? Pe 19. Pe 19, așa. Pe 20 sunt cele de vară. Tot de la Z Performance 7.1 Flow Forged. Da. Da, forjate. Forjate. În comparație cu ale tale sunt negre. Da, ale tale sunt negre, negru lucios. Da. Și a mele sunt gri, un fel de gun metal, ceva de genul. Da, arată chiar foarte bine oricum. Acum o să facem un 0-100, dar nu mai o să testăm cu draghi, pentru că mi s-a terminat bateria și nu am mai avut timp să-l pun la încărcat. Dar din câte știți și voi, care ați urmărit vlogul cu Stage 1, mașina face 0-100 undeva în 4,2 secunde. Aia ar fi înțeleg, facem un 0-100. Facem un launch control? Da. Bun. Wow. Dreptate băieții care mi-au zis că din dreapta se simte mult mai tare când faci o plecare de pe loc. În prima fază am zis că nu cred că e adevărat, dar acum stând în dreapta le dau și dreptate, că așa și este. Se simte mult mai brutal din dreapta, pentru că tu la volan ești și obișnuit și te și aștepți să plece într-un anumit fel. Și gândiți-vă că eu sunt uimit cum a plecat de pe loc și am și eu aceeași mașină cu și mai multă putere și tot e wow când dai o talpă la o plecare de pe loc. Chiar foarte, foarte șmecheră mașina. Sistemul de muzică tot Harman Kardon, care sună chiar foarte bine. Bang & Olufsen nu se găsește pe Z30 sau pe BMW în general, de la F10 și de la seria 6, modelul precedent, da. Au optat pentru Harman Kardon, varianta intermediară, da. Iar varianta de top este Bowers & Wilkins, care este undeva la față de cea standard, vorbesc da. De sistemul Hi-Fi, este undeva la 5.000 de euro. Sunt de mult. Are un prieten de-al meu pe o mașină, dar nu mi se pare că merită această diferență, adică cu 5.000 de euro îți faci mașina. Aia zic, da. Am văzut și eu pe un seria 7. Tot așa și probabil e claritate sau mai multe boxe, e altceva, da, dar na. Acum fiecare știe opțiunile și banii pe care are ca să-și cumpere Clean Diapur pe aici. Da. Trebuie să avem grijă. Cu toate că este drumul liber, nu este circulat aproape deloc. Sunt o grămadă de iepuri. Trebuie să avem grijă să nu îi facem o daună. Băieți, acesta a fost și car vlogul de astăzi, împreună cu Alvin. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un dislike, cu toate că nu apare, dar dați și dislike, nu este problemă, mă ajută foarte mult, dacă nu știați. Să dați un share să vadă și ceilalți prieteni ai voștri și până data viitoare, numai bine v-am țucat, pa, pa!